Mamă, cine sunt YouTuberii ăștia? Mamă, ce tare, uite acolo. Hai de capul. Subscribe rapid, subscribe, subscribe. Cei mai tari YouTuberi. Și am primit coletul de la primul nostru sponsor. Primul nostru sponsor care a solicitat un review, să zicem așa. Este vorba despre Atoto. Ei produc navigații și am primit de la ei două chestii. Navigația ca atare, care este S8 Premium de 10 inch. Vedem aici modelul S8 G2103M. Noi am luat-o pentru E39. O să trebuiască să facem un pic de adaptare ca să o putem monta pe mașină. O să avem nevoie și de o ramă 2 din, fiindcă navigația aceasta este 2 din și mașina noastră are un loc mult mai mare decât 2 din, da? Cabluri adiționale, antene și așa mai departe, microfon pentru a vorbi și aici avem navigația ca atare. Împachetată foarte ok, display-ul destul de generos, unitatea compactă, 2 din, după cum ziceam, avem aici în spate conectica, mufe, RCA-uri, mufa mare de alimentare, GPS, antene, microfoane și așa mai departe. Ce este frumos la această navigație este că se poate detașa ecranul ca să o poți monta mai ușor și după aia îl pui înapoi. Are aici niște șuruburi pentru tilting, poți să o miști sus-jos ca să, cum e mai ok pentru tine, să stea în mașină, să vezi tu mai ok. Este o navigație cu Android, după cum putem vedea și aici. Avem schema firelor, avem un pic de schemă pentru conectică și așa mai departe. Un răcitor aici destul de generos, cu niște canale pentru a circula aerul mai ușor. Arată super ok. Al doilea lucru pe care l-am primit, tot așa pentru review, ca și sponsorizare, este o cameră de marșarier care știe destul de impresionant, știe bird's eye cu o singură cameră. Da? Aici avem un material care este folosit pentru calibrarea camerei. O să vedem când o să ajungem acolo, se întinde pe jos în spatele mașinii, se centrează și se calibrează camera în funcție de lățimea, lungimea mașinii și așa mai departe. Vedem când ajungem la capitolul acela, da? Aici avem camera, avem această prindere. Este o cameră care se numește ACHD03, rezoluție de 720p. Avem acest bracket de prindere în caroserie, de asemenea și un tampon aici, șuruburile de prindere, instrucțiuni de montaj, probabil și manualul, și firele, da? Alimentarea și semnalul. De menționat este că această cameră funcționează doar cu modele S8 și în sus de S8, deci cu S6 nu va funcționa, nu veți putea folosi. Este dedicat, folosește un alt semnal decât camerele normale și este un pic și smart, da? Filmează și memorează ce filmează ca să poată să arate oarecum mașina de sus. Vom face și o probă după ce o vom termina de montat. Ok, este o cameră cu wide angle, da? 180 de grade. Vede destul de ok, vedem obiectivul înspre fisheye, punem protecția înapoi pe el. Per total, produse de o calitate bună și haideți să le montăm pe mașină. Pentru a monta navigația avem nevoie și de un frame, de un adaptor de la navigația existentă pe mașină, de la multimedia existente pe mașină, la un 2 din. Da? Avem aici un 2 din, este un frame pentru E39 dedicat, BMW 5 Series 1997 în sus. Da? Frame-ul de montare pe mașină și acesta este de fapt un capac care se prinde așa peste el. Da? Instrucțiuni de montare, niște brackets lateral pentru a prinde navigația de frame, clipsurile pentru a prinde capacul de plastic pe interfață sunt acestea, da? Să vedem imediat cum le montăm și cam atâta este în kit. Ok, scoatem unitatea veche, care este single din. Avem această
mufă BMW, da? Tragem deliver și leverul împinge mufa în afară. Și avem aici niște șuruburi în cruce pe care trebuie să le desfacem. Ca să scoatem rama, trebuie să desfacem și trimurile, ăsta și celălalt, pentru că mai avea două șuruburi acolo. Acum le desfacem și sperăm să iasă rama. Rama adaptoare se potrivește perfect aici. Trebuie prinsă în două șuruburi, unul aici, unul aici și încă două pe partea aceasta, unul aici și unul aici. Hai să le prindem. Avem aici antena pentru wireless, o bandă dublu adezivă, pe o să o lipim undeva în interiorul bordului. Aici avem antena GPS, da? Un fir destul de lung, dar noi vom ascunde tot undeva sub bord, da? Aici avem o zonă netedă și o vom ascunde aici. Tot așa dublu adeziv, frumos. Ce mai avem de instalat este acest microfon. Este un microfon cu un clips care se prinde. Sub el avem microfonul ca atare. Acesta este o protecție de vânt, de zgomot, cum vrei să spui. Se montează peste el, da? Așa. Asta o să-l scoatem probabil undeva aici sau vedem cum reușim să tragem firele din bord. Aici avem două USB-uri în aceeași mufă, foarte frumos. Și avem, putem să ne conectăm cu telefonul, da? La unul, vedeți, phone link și la unul external storage, da? Acesta cu phone link se poate conecta la telefon. Și încercăm să trecem. Avem USB-urile aici, da? Și sursa aici. Aici avem camera pe care vom monta în spate, în portbagaj. Bun, firele acestea, aici avem alimentarea și aici avem semnalul video. Da? O să vedem imediat cum se leagă și camera. Până atunci, aici avem firele, avem una dintre mufe, da? Cu care noi vom face un test până când va ajunge și adaptorul. Din păcate nu am găsit pe zona și vom face o mică improvizație, să zic așa. Nu încercați asta acasă. Never try this at home. Da? Ok, avem firele legate provizoriu, să-i facem o probă, după aia vom monta și frame-ul mai departe și vom băga și firele în bord, vom conecta tot ce mai este de conectat, dar pentru ce pot să-i dăm o probă să vedem cum arată. Mulțumim celor de la Toto care ne-au sponsorizat cu această navigație. O să lăsăm link cu navigația în descrierea clipului. Bun, ca să putem prinde frame-ul, trebuie să dăm ecranul jos. Am montat pe unitate acești brackets, unul pe stânga, unul pe dreapta. Aceștia se vor prinde aici în frame-ul montat și peste ei va veni acest capac, da? Așa. Acum conectăm antena de Wi-Fi, mufa albastră de aici, da? Avem antena GPS. Avem microfonul, se conectează aici. Aici avem camera de marșarier, da? Pe care o să conectăm și pe aia la rând de ei. Și aici avem USB-urile, da? Aici așa USB-urile și mai avem și antena radio.
Da, prieteni, și-am reușit să montăm navigația, sistemul de infotainment. Hai să-i facem proba, să vedem dacă funcționează. Ok. Totul este perfect. Prieteni, avem și Netflix. Chiar ăla e lipsa. Numai Netflix-ul lipsea de aici. Și un soundcheck, prieteni, să vedem. Super! Și ca să putem duce firele pentru camera de manșarier în spate, trebuie să demontăm și bancheta. Pentru cei care nu știți, prima dată dați jos șezutul, după care spătarul. Spătarul se ține în două șuruburi. Aveți unul în partea aceasta, unul în partea cealaltă. Noi deja le-am desfăcut. Spătarul ar trebui să iasă ușor. Îi prins doar în niște clipsuri. Bun, și acum avem acces mult mai ușor să tragem firele prin portbagaj, să ajungem să montăm și camera. Da, prieteni, și am reușit să montăm camera. Am prins-o cu șuruburi autocurante, exact lângă butonul de deschidere a portbagajului și lângă becul de iluminare număr. Gata, prieteni, am reușit să montăm camera. Totul este perfect. Hai să vedem cum se vede și dinăuntru. Uitați acolo, super! Deci, am ajuns la etapa calibrării camerei. Am întins materialul acesta sub formă de tablă de șah. Pătrățelele, aceste două mai mici din mijloc, trebuie să fie centrate cu mijlocul mașinii, aproximativ acum. Și vom merge acum la cameră să calibrăm camera. Ok, și așa arată, așa trebuie să arate, da, în mijlocul camerei. Și atunci intrăm în meniul de calibrat și vom calibra camera pentru a ști, pentru bird's eye, unde trebuie să vadă mașina și poziționarea ei în spate. Prieteni, cam acesta a fost și clipul cu montarea navigației și a camerei de manșarier pe E39-ul nostru. Mulțumim celor de la Atoto pentru sponsorizare. Lăsăm linkul cu produsele în descriere, precum și linkul către magazinul lor. Puteți intra acolo să vedeți ce produse au. Până data viitoare, noi vă salutăm. Nu uitați, pe noi ne găsiți și pe Facebook, Instagram, TikTok. Aveți totul în descriere. Numai bine! Pa, pa!